Curtea de apel Chișinău a examinat luni declarațiile de recurs a trei dintre cele patru persoane reținute la Rezina în cadrul cauzei penale pornite de oamenii legii pe faptul ocupării abuzive a unui teren din proprietate publică a orașului. Astfel, curtea a menținut luni măsura de arest preventiv pentru fostul primar al orașului Rezina, Mihail Cuț, și un om de afaceri din oraș. Tot luni, Curtea de Apel Chișinău a dispus plasarea în arest la domiciliu a unui altui învinuit pe această cauză penală, un registrator cadastral al Oficiului Cadastral Teritorial Rezina. Acesta a fost eliberat din arest preventiv în arest la domiciliu începând de luni, 29 august. În această situație, pe aceeași cauză penală, în arest preventiv pentru 30 de zile rămân un fost secretar al Consiliului Orășenesc Rezina, un om de afaceri și fostul primar al orașului Rezina, Mihail Cuț. Amintim că pe 3 august curent, oamenii legii au inițiat o cauză penală pe faptul ocupării abuzive a terenului proprietate publică a orașului Rezina, acțiune ilegală săvârșită în perioada anilor 2004-2016. Potrivit oamenilor legii, este vorba de articole ce vizează folosirea intenționată de către o persoană publică a situației de serviciu, cauzând daune considerabile intereselor publice și fals în acte, omul de afaceri fiind reținut pentru complicitate. La moment, secția urmărire penală a Inspectoratului de Poliție din Rezina gestionează alte cauze penale în care sunt vizați unii dintre cei patru reținuți. Potrivit poliției, dacă vor fi găsite vinovate, persoanele reținute riscă închisoarea de până la 6 ani. Solicitate de Elita TV, rudele omului de afaceri au refuzat să comenteze situația, iar avocatul a declarat că intenționează să revină mai târziu cu o reacție pe acest caz.